ajungem la drumul forester, o să facem un culoar de căutare, distanța între noi de 10 metri, cu fluierele din dotare, fluierăm și strigăm pe nume, Nea Costică. Dacă observă cineva, o să ne anunțe pe toți să ne apropiem de... Da? Bun, începem căutarea. Mobilizare impresionantă de forțe pentru un bărbat de 78 de ani, dispărut de 18 zile în pădurea Vorona din județul Botoșani. Pe 2 septembrie, Constantin Mărițanu a plecat să culeagă ciuperci, dar nu s-a mai întors acasă. De atunci este căutat de zeci de polițiști și voluntari care au cu ei și câini de urmă. Copiii bărbatului sunt disperați și oferă recompensă de 10.000 de lei pentru a-și găsi tatăl. Din pădurea Vorona s-a dus prin grădina casei lui. La 2 i-am dat telefon, a spus că mai are un pic și ajunge la Muchii. L-am lăsat, i-am dat iarăși pe la 3, mai are un pic și ies la Muchii. Pe la 5 s-a sunat la 112, deci nu știa că este rătăcit, deci nici nu recunoștea că este rătăcit, tot spunea că mai are un pic și ajunge la Muchii. El a avut semnal până la ora 2 dimineața, când a răspuns la telefonul fratelui, a răspuns că este în pădure. Și după aia s-a descărcat bateria la telefon. Dreptul la recompensă există doar dacă persoana dispărută este găsită prin această informație. Am un frate mai tânăr în Germania și el studiind și citind mai mult despre acest lucru. Deci a văzut că acolo se oferă recompensă pentru cei pierduți. Și el a venit cu ideea și a insistat chiar să... facem să punem și noi afișe. Constantin Mărițanu a fost și cu o zi înainte la cules de ciuperci, însă s-a întors acasă deoarece cunoștea bine pădurea. Poate mai mulți voluntari, poate este acolo o zonă care sunt niște persoane, să zic așa, mai puțin, mai defavorizate și l-ar interesa banul. Știți, acasă se caută mai mulți voluntari în toate direcțiile. Da, poate știu informații și o persoană este interesată de caz, alta nu este interesată și atunci dacă la mijloc o sumă de bani poate îi strânește interesul. Constantin Mărițanu locuiește împreună cu soția și cumnata sa, are afecțiuni cardiace severe. În trecut, medicii au montat două stenturi la inimă. Căutările au fost reluate inclusiv cu o dronă după ce, pe timp de noapte, au fost oprite din cauza ploii. Potrivit anunțului făcut de familie, Constantin Mărițanu are 1,55 metri înălțime, 60 de kilograme, ochi verzi și părul alb. În ziua dispariției era îmbrăcat cu un halat maro, o geacă neagră și o pălărie galbenă pe cap. Cei care au informații pot suna la numărul 112.